mare de 120 de metri pătrați și o valoare mai mare de cadastrală. O valoare cadastrală mai mare de 1,5 milioane lei. Deci noi vorbim de imobile scumpe. Persoanele fizice care dețin imobile scumpe vor achita o taxă suplimentară, taxă pe avere, în valoare de 0,8% din valoarea cadastrală a imobilului. Și plata asta va fi achitată anual conform situației, dacă nu mă înșel, da, conform situației la 1 noiembrie. Deci, cui aparține impozitul la imobilul la data din 1 noiembrie, același va fi plătitorul de impozit. Nu se va mai lua în calcul faptul dacă imobilul a fost donat? Nu, nu se ia în considerație cum a ajuns imobilul în proprietate. Important este că este un imobil de o valoare înaltă, care aparține unei persoane fizice și el este impozitat. În felul ăsta, de fapt, ce țintim noi? Țintim să obținem impozitare suplimentară de la persoanele care au, zicem, averi mai mari și care o dețin la moment sub formă de imobile. Zicem, anul acesta este un prim pas în direcția aceasta, care noi îl propunem spre aprobare Parlamentului, urmând ca acest mecanism de impozitare să poate să fie aplicat și pe alte bunuri de lux, așa să le numim. Ați calculat aproximativ suma care ar putea fi venită pentru bugetul? Da, deci noi am estimat, suma asta variază între 50 și 100 de milioane lei pentru anul curent, dar chiar cu posibil, unele estimări arată că ar putea să fie și mai mari.